Doamnelor și domnilor, bună dimineața și bine v-am găsit în emisie directă la Radio Noroc și Noroc TV la o nouă rundă de dezbatere electorală pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015. În această dimineață, în studio, în ordinea scrierii în buletinele de vot, sunt candidatul la funcția de primar înaintat de Partidul Patrioții Moldovei, doamna Tomacu Tatiana. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața! Și candidatul la funcție de primar înaintat de Partidul Politic Democrația Acasă, domnul Oleg Brega. Bună dimineața și bine ați venit! Salutare! Tema dezbaterilor electorale va fi expunerea succintă a programului electoral în vederea informării alegătorilor. Înainte de a începe, vă aduc la cunoștință modul de desfășurare a dezbaterii. 5 minute pentru prezentarea programului electoral, după care va urma o serie de două întrebări, act de două întrebări pe care fiecare o veți adresa celălalt invitat și 2 minute pentru a răspunde și minutul de final. Așa că începem, păstrăm aceeași ordine. Doamna Tomacu Tatiana, vă rog frumos, 5 minute pentru prezentarea programului electoral. Start cronometru. Bună dimineața încă o dată. 5 minute este prea mult, deoarece am eu așa o deviză, se vorbește prea mult, dar eu vreau doar să muncesc și vreau să îmi prezint programul electoral, care este descris destul de succint, începând cu momentul că unul din principalele puncte ale programului meu este depolitizarea primăriei municipiului Chișinău. Aș vrea să explic că ne considerăm noi o echipă nu atât de matură ca politicieni, de aceea mergem la primărie pentru a nu face politică, ci pentru a munci și pentru a aduce Chișinăul la o stare mai bună. De aceea și pe prim plan a fost pus acest punct de depolitizare a primăriei municipiului Chișinău. La fel, lichidarea corupției în municipiul Chișinău, deoarece fiind împânzite de corupție și este activitatea ei la moment și până astăzi absolut inefectivă. Hotărârea tuturor problemelor urbanistice ale Chișinăului, avem ceea ce avem, nu suntem îndestulați de starea Chișinăului și anume starea urbanistică, de aceea problemele trebuie hotărâte. Construirea drumurilor ideale și asigurarea traficului ideal în municipiul Chișinău. Luând în considerație faptul că mișcarea este viață, viața însă și este o mișcare atunci când nu te miști, nu mai trăiești, soluționarea problemei drumurilor este foarte importantă și stringentă, de aceea punctul este de a aduce drumurile într-o stare ideală și a face traficul real, normal și tinzând spre aceea ca să devină și el ideal. Starea noastră în ceea ce privește că suntem un oraș, da, european, destul de frumos, însă plin de gunoi, nu ne face absolut deloc față, de aceea unul din punctele mele este curățirea Chișinăului de gunoi și fiind formulat punctul transformarea gunoiului în bani, se are în considerație instalarea și permiterea de a fi instalate și funcționare a câtorva uzine de prelucrare a gunoiului care îl avem astăzi în Chișinău. Asigurarea condițiilor de tratament în instituțiile medicale municipale, făcându-le mai la un nivel nu mai rău decât în instituțiile medicale private. În ceea ce privește punctul meu din program, majorarea salariilor lucrătorilor medicali și a profesorilor, sunt niște oameni cu răspundere foarte mare, atât medicii cât și profesorii, sunt cu salarii destul de mici, nu își pot duce un trai decent, de aceea consider eu și o voi face, majorarea salariilor de 3 ori este nu atât de destule, însă este necesară. Asigurarea cu spațiul locativ a studenților și tinerilor specialiști, de ce? Sunt la început de cale atât studenții cât și tineri specialiști, familiile tinere și este obligatoriu ca societatea, în cazul nostru
studenții și familiile tinere din municipiul Chișinău au nevoie de un start în viață, de aceea spațiul locativ pentru ei este obligatoriu, este posibil de a-l face și îl vom face. Asigurarea transportului gratis pentru elevi, veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei, pensionari și invalizi. Este posibilitate, trebuie să circule gratis și trebuie să asigurăm iarăși renovarea transportului public, deoarece este la moment într-o stare nu atât de bună. Micșorarea prețului la serviciile comunale pentru veteranii Marelui Război pentru apărarea patriei cu 75%, pensionari 25%. O merită și este necesar de a face. Construcția complexului sportiv modern de nivel mondial, deoarece nu l-avem în municipiul Chișinău și de mult este necesar de a-l avea. Crearea condițiilor favorabile pentru atragere reală a investițiilor. Doar o echipă ca a mea poate face lucrul acesta. Vă mulțumesc, a expirat cele 5 minute alocate pentru prezentarea programului electoral. Domnule Oleg Brega, 5 minute pentru prezentarea programului electoral. Din momentul acesta dau start cronometru. Oameni buni, sunt acel Oleg Brega care a fost activ până acum vreo 10-15 ani ca jurnalist, ca onegist, activist în societatea civilă, ca luptător pe baricade pentru drepturile omului, pentru echitate, pentru dreptate, organizator de proteste, încă pe timpul guvernării comuniștilor, dar când au venit anticomuniștii la guvernare, am făcut proteste și împotriva acestora, cerând drepturi pentru indivizi concreți sau pentru mine, sau pentru categorii întregi care au fost dezavantajate, li s-a încălcat drepturile. Deci m-am manifestat consecvent până acum ca apărător al justiției, al dreptății. Astă toamnă am făcut prima încercare să mă implic în viața politică pentru că am văzut că nu am pentru cine vota, am văzut că nu are cine decide soarta țării și cred că pot să fac un gen de politică nouă, responsabilă, civilizată, fără bani pentru bani și pentru voturi. Am reușit să fac un scor bun candidând la alegerile parlamentare. Am fost, se pare, singurul candidat cu buget zero, dacă care a luat atâtea voturi. N-am putut să intru în Parlament pentru că pragul electoral e prea mare pentru independent și pentru Parlament. Ei bine, acum la primărie lucrurile s-au schimbat. Aici prag nu mai există. Cine adună voturi acela intră în Consiliul Municipal sau obține mandat de primar. Și în plus m-am asociat cu o echipă. Deja nu mai sunt independent, merg tot cu sigla Omul Revoltat cu bicicletă sub care scrie Curaj, dar suntem împreună cu Partidul Democrația Acasă. Avem o echipă tânără, necompromisă, niciunul dintre noi n-am avut funcții publice, dar până acum cam toți sau primii care au șansă să intre în Consiliul Municipal ne-am manifestat pe baricade. Am luptat pentru drepturile noastre și ale altora și am învins de foarte multe ori în instanțe interne, cu proteste, cu procese sau la instanțe internaționale, e vorba de CEDO sau instituții politice. Ei vin cu demagogii și cu scheme pe care în campania electorală vi le arată că iată cât îți de hidoase, cât îți de periculoase, cât îți de corupți. După aceea când ajung la guvernare sau în opoziție, anume aceste scheme ei le aplică ca să fure. La început se furau cu miile, cu milioanele, acum ați auzit deja se fură cu miliardele și asta nu e mai e de tolerat. Noi, în schimb, venim cu garanția transparenței activității administrației locale. Vom face concursuri pentru orice funcție, nu doar pentru funcțiile mici, prost plătite, de ochii lumii, ca să vadă occidentalii sau societatea civilă, că iată, uneori se mai fac concursuri. Chiar la funcțiile mari vom face concursuri publice și vom face disponibilizări dacă acele persoane se vor manifesta ca irresponsabile sau ca incompetente. Vom conta pe munca de voluntariat. Eu până acum am constatat de vreo 25 de ani merg pe bicicletă, fac munci voluntare și iată, continui să fiu liber, fericit, interesant și interesat de viață. În mod sigur vom putea găsi oameni care să vrea să facă politică voluntară, nu neapărat pentru salarii mari. Totuși, cred că numărul de funcționari la primărie e prea mare, va trebui redus, schimbat organigrama, dați afară cei care stau numai degeaba, au intrat la serviciu ca să iasă la pensie
cât mai repede și cu pensie cât mai mare și vom angaja oameni cu salariu bine plătit, cu responsabilități și cu puterniciri mari, dar oamenii să fie eficienți. Pe listă, în spatele meu, eu voi fi cap de listă la Partidul Democrației Acasă, după mine vine Vasile Costiuc, un tânăr tot implicat, am fost colegi în Asociația Hyde Park, președintele Partidului Democrației Acasă. După el vine Ana Țurcanu, Victoria Apostol, Dmitrii Salamatin. Unii sunt membri în partidul lui Vasile Costiuc, alții sunt ca mine, activiști din societatea civilă. Viorica Tătaru, de exemplu, vine ca și mine din Independență. A colectat semnături ca să candideze independent, dar după aceea s-a hotărât, am convins-o noi, a aderat la echipa noastră ca să facem front comun. Pentru noi prioritari vor fi pietonii. Toată lumea se laudă că vor avea grijă de drumuri. Până acum s-a tot investit în drumuri, sunt favorizați cei cu mașini, pe când pe trotuare ca să mergi. E imposibil. Sunt construcții neautorizate, gherete, gropi, șanțuri, praguri, praf, gunoi. Nu poți să mergi nici cu cărucior, nici fără cărucior, nici pe jos, nici cu bicicleta. Ne vom ocupa măcar o jumătate de an de eliberarea trotuarelor și a spațiilor verzi. Vom avea grijă de recuperarea parcurilor, pentru că sunt plămânii orașului și ai planetei, nu-i doar ai fiecărui sector. Înțeleg că mi-a terminat timpul. Au expirat cele 5 minute, într-adevăr. Bun, trecem la seria de întrebări. Domnule Leg Brega, prima întrebare pentru doamna Tomacu Tatiana. Doamnă, de câte ori ne vedem la dezbateri, vă plângeți că ați obosit, că e plictisitor. Ce ar fi să vă retrageți? De ce nu recunoașteți că nu e pentru dumneavoastră activitatea politică, electorală? De ce nu vă retrageți să lăsați pe alții care vor să facă politică, știu să facă politică, să se implice? Doamna Tomacu, 2 minute pentru a răspunde. O să răspund foarte succint. Sper că următoarea întrebare o să fie una alta și o să am timp, o să-mi rezerv timpul pentru a răspunde mai detaliat. O să răspund foarte simplu. Vă permit dumneavoastră dreptul ăsta, sunteți ceva mai tânăr și vă dau locul meu. Vreau să treceți primul în ceea ce mi-ați spus numai ce. Înainte de campanie, m-ați chemat ca să mă invitați în partidul nostru și l-am refuzat pentru că s-a manifestat ca un partid xenofob, violent, antinațional. Pe dumneavoastră ce vă ține acolo? Știți cum s-a comportat președintele partidului dumneavoastră, alți colegi de dumneavoastră, de exemplu la Marșul Unionist de la Bălți în august, se pare 2013, au aruncat cu pietre în oameni, cu ou, cu nu știu ce. La fel de violență se comportă și aici la Chișinău. Nu vă pare nedemocratică formațiunea cu care ați mers în campanie? Doamna Tomacu, 1:30 mai aveți. Mai întâi de toate vreau să vă rog ca să fiți mai liniștit, deoarece mai aveți un timp, un drum de parcurs, pentru asta aveți nevoie de răbdare, de putere și ceea ce ține partidul. Cred că mai întâi de toate, atunci când spuneți xenofob, agresiv și așa mai departe, începem de la faptul că nimeni de fapt nu cunoaște ce este patriot. În această campanie electorală, după cum am anunțat și mai înainte la alte posturi de televiziune și radio, suntem o echipă absolut nouă, avem intenția și avem tare mare dorință și putere de a face ceva bun. Echipa s-a modificat considerabil. După cum spuneau, a venit un grup de businessman, de oameni de afaceri care și-au făcut ție și au posibilitatea de a face pentru Chișinău, așa că vreau să vă rog să vă țineți părerea personală care ați expus-o înainte de a-mi pune întrebarea, să vă țineți dumneavoastră personal și să aveți grijă de dumneavoastră, nu de altcineva. Am înțeles, doamna Tomacu, întrebarea dumneavoastră pentru domnul Brega. Da, domnul Brega, ați enumerat câteva nume de colegi de-ai dumneavoastră, cei care merg alături și, după cât eu cunosc, majoritatea sunt tineri, ca și dumneavoastră, și vreau să vă dau o întrebare simplă. Spuneți, vă rog, care este suma achitată de părinți în fonduri, în așa zise fonduri
părintești, de clase, în instituțiile de învățământ școlare și preșcolare de municipiu. Două minute pentru a răspunde, domnul Brega. Nu știu ce capcană ați vrut să faceți cu această întrebare, dar declarațiile de venit pe ultimii 2 ani anteriori anului alegerilor, fiecare dintre noi le-am făcut la CEC și la Consiliul Electoral de Circumscripție. Și mai ales declarația mea de venit și de avere este publică pe site-ul Comisiei Electorale Centrale, cât despre banii plătiți de cei dintre noi care sunt părinți la organizațiile părintești, sunt chestii individuale și private, că există taxe neoficiale pe care majoritatea părinților sunt șantajați să le plătească, e cam vina administrației, mai ales cele centrale. Ministerul Educației ar trebui să explice că aceste taxe sunt ilegale, ar trebui să subvenționeze atât de bine grădinițele și școlile încât să nu fie necesare și fondul clasei și fondul grupei, etc., etc. Iar colegii mei, pe măsura posibilităților, încerc să-i conving să se împotrivească și să nu mai plătească aceste taxe pentru că sunt imorale. Ele învață de mici copii, îi învață cu corupția, cu mita, cu bani neoficiali. Eu sper că dintre acei dintre noi, pe care îi considerați tineri, dar care poate sunt părinți, eu am 42 de ani la toamnă, mulțumesc că mă considerați tânăr, dar nu prea mă mai recunoaște legea ca tânăr. Colegii mei care sunt tineri și au copii, sper că sunt ca mine principiali și nu plătesc taxe neoficiale în grădinițe, dacă despre asta a fost vorba. Am înțeles și a doua întrebare, domnule Brega, vă rog frumos, pentru doamna Toma. Invers, adică. Da, domnul, dumneavoastră. Păi dumneavoastră, doamna Toma, cu tocmai v-a adresat o întrebare și acum urmează a doua serie de întrebări. Întrebare. Domnule Brega, pentru doamna Toma, a doua întrebare. Nu mai am întrebări pentru doamna Toma. Nu mai aveți întrebări. Eu am o întrebare. Bine. De fapt, chiar aici dați dovadă de așa puțină, dar totuși agresivitate. În cazul când reușiți și deveniți primar general de Chișinău, o să aveți același comportament? Sau vă schimbați puțin? Două minute aveți pentru a răspunde. Mă tem că funcționarii publici, armata aceea de angajați ai statului, mai ales la nivel municipal, s-au obișnuit cu dolce farniente, cu odihna și, ziceam, așteptarea vârstei pensionării. Chiar dacă au un salariu mizerabil, ei și ele nu se grăbesc să facă ceva, să ceară salariu mai mare, să facă uz de drepturile lor sindicale, pentru că n-au unde să se ducă în altă parte sau li se pare onorabil să lucreze la primărie, pe când eu, dacă vin cu acest temperament al meu, cu acest comportament poate despotic, și mi s-au plâns colegii în asociațiile în care am fost președinte sau membru în consiliu, membru fondator, mi s-au plâns colegii că am atitudine ușor dictatorială, dar eu cred că sunt necesari astfel de politicieni. Acum, ca să facă ordine, să-i pună la treabă, eu nu o să mai merg ca boierul, ca prințul prin oraș să zic, uite, toți sunt la picioarele mele. Din contra, cum am demonstrat ca jurnalist și ca activist, că observ toate problemele, filmez imediat, chem poliția, îi pun la treabă, la fel voi face și ca primar, sau măcar ca membru din consiliu. Imediat voi pune deci după rană, chiar dacă vor urma după asta, țipete, nemulțumiri, acționări în judecată sau poate chiar atacuri fizice, și am fost atacat fizic de multe ori, eu voi insista să-i pun la treabă cu toate nemulțumirile, chiar și pe colegii mei de partid, chiar și pe neamurile mele, dacă îi voi prinde undeva în vreo funcție în care nu fac treabă. Am înțeles, ne apropiem și de finalul acestei dezbateri, dar nu înainte de a acorda minutul de final pentru a adresa cetățenilor, păstrăm aceeași ordine, doamna Tatiana Tomacu. Din momentul acesta aveți un minut. Îmi face deosebire plăcere să vin la posturile de televiziune și radio care sunt invitate, deoarece am posibilitatea să mă adresez către chișinăuieni. Vreau să spun că este necesar de a ne hotărâi noi însăși soarta și personal eu și echipa mea, cei care merg și candidează la postul de consilier în Consiliul Municipal Chișinău, echipa Patrioții Moldovei, vor să-și facă pentru Chișinăul nostru
să fim îndestulați de ceea ce avem. De aceea am văzut ce am avut, ascultăm ce avea nimic bun. Considerăm noi, și este nu doar părerea noastră, că echipa Patrioților Moldovei este cea mai bună pentru și cea mai corect de a face ordine în Chișinău. A expirat și minutul final. Vă mulțumim, domnule Oleg Brega, minutul de final din momentul acesta. Start cronometru. Oameni buni, dacă nu vedeți numele, chipul meu, sigla partidului sau sigla nouă electorală cu care mergem în campanie, omul revoltat pe bicicletă, dacă nu le vedeți pe garduri, pe billboard-uri, la televizor, să știți că asta e corect. Noi nu cheltuim niciun ban ca să ne facem imagine sau să ne lustruim imaginea. Mergem cu buget zero ca să demonstrăm toleranță zero față de corupție. Credem că e imoral să cheltui milioane cum fac, iată, ăștia care se declară oameni de afaceri, politicieni înstăriți, candidați cu șanse. Nu le mai dați șanse celora care au milioane și vor să facă miliarde. Dați-le șanse celora care vor să facă politică cinstită, onestă, de tip nou. Votați candidații Partidului Democrație Acasă, votați candidatul Oleg Brega la funcția de primar al Capitalei, dați-ne o șansă să ne implicăm în viața politică. Până acum am stat dintr-o parte, am manifestat principialitate, putem demonstra că suntem buni și corecți chiar și în funcții publice. A expirat și minutul de final. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio în această dimineață și vă urez multă baftă. Doamnelor și domnilor, aici punem capăt aceste dezbateri electorale. Eu sunt Radu Năstas și vă dau întâlnire mâine la aceeași oră, cadrul unei noi runde a dezbaterilor electorale. Aici, la Radio Noroc și Noroc TV. Până mâine, pa, pa!